dificultate în muncă, concurs care a constat într-o probă teoretică și o probă practică. S-au format 5 echipaje din copii ai claselor a 9-a, a 10-a și a 11-a și, în urma evaluării rezultatelor, s-au obținut 3 premii, 1, 2, 3, o mențiune și o diplomă de participare. Mai exact ce au făcut? Elevii au avut un... Deci, subiectele au fost... A constat într-o variantă test grilă. Toți coordonatorii am format câte o variantă și s-a dat la sorții varianta, una dintre variante. Așa, cu subiecte făcute în clasa 9 și a 11-a. Elevii au obținut rezultate bune, după părerea noastră, și sperăm ca și pe viitor să fie tot la fel de pregătiți. Este primul concurs? Este primul concurs la noi în școală de acest gen, da. Da, eu am